trecem peste ploi. Bună dimineața! Bună dimineața, bună dimineața! Da, este soare, este frumos, este zi frumoasă, chiar dacă este marți și este a doua zi după prima zi din săptămână. Da, mai puțin până vineri, dacă astăzi e marți. Da, și avem, astăzi este 12 mai, avem bineînțeles și evenimente din ziua de astăzi. În 1581, de exemplu, pe 12 mai a fost fondată Universitatea din Cluj. Da. Și astăzi este Ziua Internațională a Asistentelor Medicale. La mulți ani! La mulți ani tuturor asistentelor medicale. Sunt convins că o să-și serbeze ziua. La muncă! Da. În Israel este Ziua Independenței și la noi, cică, ar mai fi și Ziua Adolescenților. Cică nu este o dată fixă, este a doua duminică a lunii mai. Mersi, la mulți ani și ție! Mulțumesc. Da. Astăzi o să sărbătorim și noi pentru că este ziua noastră, da. Suntem ceva în ochi. Adolescenți. Da, ia vezi ochi. E un elefant, nu? Orgoliu? Sau ego-ul? Ego-ul? Da. Avem și un anunț de făcut. Vreau să vă spun că polițiștii argeșeni au dat în urmărire generală copiii talentați. Da. În perioada aprilie-mai, Centrul Cultural al Ministerului Afacerilor Interne organizează a 22-a ediție a concursului național de poezie. Copiii României creează, se numește. Concurs adresat copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani. Și în perioada 11-17 mai, anul curent, adică până pe 17, suntem în 12 astăzi, deci mai aveți vreo 5 zile, la nivelul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș va fi organizată etapa 1 a concursului, care se adresează tuturor copiilor cu vârste cuprinse între 8 și 16 ani, așa cum am spus mai devreme. Da. Concurenții pot participa cu maxim 3 poezii cu tema Primăvara, anotimp al renașterii. Fiecare lucrare va avea menționate pe verso numele și prenumele concurentului, școala, liceul, clasa, adresa de domiciliu, localitate, județ, precum și număr de telefon. Poeziile vor fi trimise la sediul Inspectoratului de Poliție Județean Argeș din strada Victoriei, așa știți dumneavoastră. Și fiți atenți, fișa de înscriere pentru concurs se poate descărca de pe site-ul Inspectoratului de Poliție al județului Argeș. Intrați și găsiți acolo și detalii legate de acest concurs. Dacă aveți copii talentați, dacă scriu poezii, ei bine, de ce să nu îi premiem? Premiem, da. Și stați alături de noi, da. Mâine cel târziu pui, mâine avem un mare, mare, mare anunț de făcut. Mm-hmm. Tot pentru copii. Da. Și mai mici și mai mari. Da. Da, le pregătim mare surprize, mare surprize. Cine a dormit la noi pe canapea? Este drăguțe, sunt pernele, fix pentru somn. Nu știu, eu n-am dormit. Nici eu. Da. Avem epigrama. Să nu uităm de epigrama. Se numește La vedere. Voi rămâne zâmbitor, sunt destui proști la vedere. Te izbești de ei și chior, că nu simt nicio durere. Bam, bam. Da. Da, domnul Constantin Mândruță ne-a trimis epigrama, bineînțeles, așa cum facem fiecare dimineață și îi mulțumim pentru acest lucru. Aflăm și cum stăm cu vremea, pentru că este vreme frumoasă și să sperăm că așa va fi toată ziua. Da, da, și imediat. Eu asta sper. Vremea? Antenața! Avem și vreme. Da, am început ziua frumos cu 10 grade în termometre, însă vom avea astăzi parte până la 25 de grade, poate 26. Va fi predominant frumos, cu unele norări, iar spre seară se anunță mici ploi. Dar să sperăm că vom scăpa măcar pe parcursul zilei. Și dacă ieri vă spuneam să vă luați umbrelele, chiar dacă n-a fost prea mare nevoie de ele, oricum astăzi pregătiți. Ei bine, astăzi nu le mai luați și sper să nu mă înjurați. Așa că astăzi să sperăm la o zi frumoasă, deoarece de mâine se întorc ploile. Costi! Oh, vin ploile! De când n-au mai fost ploi, da, pe la vin. Noi? Da, vin ploile din nou. Da. Sau cel asta puțin e. Așa ne min meteorologii. Și ploile e bune. Da. Da, a fost din adins.
Mă rog, da, ca să nu, da, mă rog. Avem și revista presei și revista presei este extrem de interesantă astăzi. O să vedeți imediat despre ce este vorba. Sunt foarte multe informații pe care le avem aici și vi le spunem imediat, bineînțeles, după genericul de talii noastre. Antenața! Nu ți-i supăra, dar ce nație ești? Da. Și eu nu știam. Parcă suntem așa în fugă, nu știu. Da, nici eu nu știu, abia și 8 minute. Da. Avem treaba astăzi, de aceea stăm așa pe fugă. Avem, avem treabă, pregătim surpriza. Da. Da. Bun, avem Argeșul, iar Argeșul pe prima pagină titrează: Primăria Pitești dată în judecată. Consiliul Local și Primăria Pitești au fost acționate în instanță de către România Film, pe motiv că activitatea cinematografului București a fost întreruptă. Imediat vă citim mai multe. Medicii revin la serviciu, o informație cel puțin revoltătoare. Ieri, Comisia de Anchetă Internă de la Spitalul Curtea de Argeș a stabilit că medicii reclamați de malpraxis în cazul copilului mort cu zile, la vârsta de 8 ani, sunt nevinovați. Ei urmează să-și reia activitatea imediat, vă citim mai multe pentru că toată presa a dezbătut acest subiect. Și subprefectul Ion Burnei a ieșit la pensie, pensie ușoară îi dorim și noi. Subprefectul județului Argeș Ion Burnei, în vârstă de 65 de ani, și-a depus dosarul de pensionare. Guvernul trebuie să numească un înlocuitor. Mai citim din Argeșul: fuziunea PNL-PDL la Ananghie și cine se pregătește să ia locul lui Tudor Pendiuc. Aflăm imediat. Da. Da. Ce ai găsit? Ei, 18 candidați pentru posturile de inspector școlar. 18? Da. Wow. Dacă săptămâna trecută anunțam că s-au retras, ei bine, da, acum sunt mai mulți. Haideți să vedem ce ne spun cei din Argeșul. Mihaela Crișan, singura câștigătoare a concursului de inspector școlar general adjunct organizat pentru ocuparea celor două posturi vacante din schema instituției, va intra în pâine abia după ce va semna contractul de management cu Ministerul Educației. Ora asta se va întâmpla după 28 mai, când se va încheia examenul de profil derulat la nivel național. În aceste date, secunzii generalului Dumitru Dosoiu sunt tot Constantin Biriboiu, care s-a retras din concurs, și Ana Răduțu, care nu a participat, dar va reveni la Catedra Liceului Tehnologic Ferdinand I, Curtea de Argeș. Pe nisipul mișcătoare stau și inspectorii școlari, întrucât în perioada 20 mai 5 iunie au loc probele de concurs, 22 de posturi și jumătate fiind declarate vacante de către șeful ISJ Argeș, Dumitru Tudosoiu. Profesorii argeșeni n-au fost tentați să candideze pentru funcția de inspector școlar de specialitate. S-au depus 18 dosare, dintre care doar 4 sunt de partea unor cadre didactice din afara inspectoratului. Nu s-a înregistrat niciun candidat pentru limbi străine, limba română, învățământ primar, geografie și educație fizică. Aia la cine trebuie limba română, profesor de limba română, de, da, și de limbi străini, și de sport, și de geografie, avem GPS. Ne duce el unde ne duce. Da, corect. Primăria Pitești a fost dată în judecată pentru cinematograful București, vă spuneam și mai devreme. Consiliul Local și Primăria Pitești au fost acționate în instanță de către România Film, pe motiv că activitatea cinematografului București a fost întreruptă. Primăria se apără, argumentând astfel: cinematograful este în renovare și va fi mărit aici, urmând să funcționeze într-o clădire la care încă se lucrează și filarmonica. Primăria s-a angajat ca noua clădire să permită atât funcționarea filarmonicii, cât și proiecția de filme, chiar în format 3D. Culmea este că România Film a dat în judecată municipalitatea pe 4 martie, deci chiar într-o perioadă în care este șantier la cinematograful București și unde oricum nu se pot proiecta filme. Da, și avem acolo și o poză, o vedeți și dumneavoastră acum, cum va arăta sediul filarmonicii și al cinematografului București. Și dacă nu mă înșel, este chiar cel care se construiește lângă primăria Pitești. Îmi confirmă Alex Vergea, deci clar așa este. Bună dimineața! Ne trezim și noi? Mai cu viața așa? Uite, dacă tot vrei să faci o schimbare în viața ta, fii atent. Se caută șef de post. Poliția județeană Argeș organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor vacante de șef de post la Dobrești, secția rurală Călinești, și Vlădești, secția rurală 15 Stâlpeni. Astăzi este ultima zi când candidații pot depune dosarele de participare la sediul IPJ Argeș.
Da, și niciun demers pentru malurile din lunga Argeșului. Știți că acele maluri nu au fost consolidate așa cum ar fi trebuit să fie înainte de a fi construit, de fapt, ar fi trebuit, deci înainte de a fi construit parcul. Tatiana Diaconu, director general interimar al administrației bazinale de apă Argeș-Vedea, a anunțat că primăria Pitești nu a întreprins până acum niciun demers pentru consolidarea malurilor râului Argeș de-a lungul parcului Lunca Argeșului, care anul trecut a fost inundat de 2 ori. Astfel, eroziunea malului continuă, iar riscul de inundații este din ce în ce mai mare. La acest fenomen contribuie nu doar precipitațiile abundente, ci și gradul ridicat de colmatare a râului. Singura colaborare cu primăria Pitești este pentru un proiect de amenajare a pistelor de bicicletă pe un mal. Despre consolidare la Lunca Argeșului nu ne-a cerut nimeni ajutorul. În documentația de avizare a amenajării parcului Lunca Argeșului am prevăzut să nu fie construcții permanente, deoarece zăvoiul este zonă inundabilă, iar această cerință a fost respectată, a declarat Tatiana Diaconu. Da, ați văzut că a fost inundat și că o parte, o bucățică ce-i drept mică din mal s-a surpat pentru că nu a fost consolidat, așa cum spuneam, înainte de a se construi parcul. Da. Nici Mioveniul, dar nici Marius Bălan nu stau degeaba, deoarece mâine, de la ora 11, va avea loc la Casa de Cultură Racovița un spectacol al Centrului Cultural Mioveni, de care se vor bucura elevii școlii Marin Sorescu. Vor cânta și îngânda cursanții pregătiți de Marius Bălan, profesor de canto, și Alin Mihail, dans modern. Deci omulețul ăsta nu stă degeaba, așa. Da. Ba la Pitești, ba la București, ba la Mioveni. Haideți să aflăm cine se pregătește să ia locul lui Tudor Pendiuc. Primarul suspendat al Piteștiului, Tudor Pendiuc, se află în arest preventiv prelungit din cauza dosarului Publitrans, fiindcă peste numai un an vor fi alegeri pentru primăria Pitești. Partidele din județ au început să se agite. Atât PSD cât și PNL, principalele forțe politice din Argeș, au analizat câteva candidaturi interne, urmând ca deciziile să fie luate și în funcție de cum vor evolua lucrurile în ceea ce îl privește pe Pendiuc. Acesta își susține cu tărie nevinovăția și nu ar fi exclus să-l vedem din nou în postura de candidat. Și aveam așa aspiranții la fotoliul de primar. În ceea ce privește PSD, dacă Pendiuc nu va candida, există 4 posibili aspiranți la fotoliul său. Viceprimarul Cornel Ionică, președinte PSD Pitești Cristian Gentea, prefectul Mihai Oprescu și inspectorul școlar general Dumitru Tudosoiu. Dintre aceștia, cele mai mari șanse pare a le avea viceprimarul Cornel Ionică, acesta fiind deja la al 4-lea mandat în administrație. În ceea ce privește PNL, sunt și aici 4 potențiali candidați, consilierii județeni Narcis Sofianu și Marius Postelnicescu, precum și consilierul local Mihail Tudor, dar și fostul prefect Cristian Soare. Doar PMP ar mai putea avea un candidat în persoana lui Cătălin Bulf. Celelalte partide, intrând mai mult ca sigur în alianță fie cu PSD, fie cu PNL, în alegerile care vor urma, poate doar pe PDD și PNCCD să facă excepție și să vină până la urmă cu un candidat propriu. Da, vedem. Să vedem cine va lua locul domnului Pendiuc. Mă gândeam că au făcut știre așa mai cu ascunzișuri, deoarece Ema Pendiuc este sărcinată în 7 luni și mă gândeam că e vorba de nepoțel sau nepoțică. Da, păi, da. Da. Și iată că tot eram la politică, ci că fuziunea PNL-PDL este la ananghi. Ați văzut și dumneavoastră pe televiziunile naționale că se cam ceartă pe acolo prin PNL. Ei bine, în cadrul unei reuniuni a vechiului PNL din Bistrița, parlamentarul Teodor Atanasiu a făcut o serie de afirmații jignitoare la adresa colegilor care provin din fostul PDL. Atanasiu a spus, printre altele, că PNL ar fi câștigat alegerile prezidențiale și fără PDL, că foștii membri ai PDL ar trebui să plece din actualul PNL, dar și că premierul va fi dat de vechiul PNL și nu de fostul PDL, așa cum sună înțelegerea inițială privind fuziunea dintre cele două formațiuni politice. Liberalii argeșeni consideră că sunt tensiuni firești în procesul de fuziune, dar care nu vor avea efecte prea mari nici la centru, dar nici în teritoriu. Dacă vor avea efecte mai mari sau mai mici, vom vedea în următoarea perioadă și vom vedea ce spune și președintele Partidului Național Liberal de referitor la acest lucru. Nu văd. Nu avem nicio șansă, măcar dacă erau faimă. Bun, și acum subiectul... Da, spune. A, nu, da. Micuțul. Și paranteză, Ema Pendiuc va avea un băiețel de aici, tot ce se poate. Băiețel, da.
Uite, mai am un material până să trecem la materialul care nu numai că m-a revoltat pe mine, dar pe toți cei care cu siguranță au auzit ce am citit mai devreme. Dar înainte de a citi acest material, vorbim despre Stroie, Constantin Stroie, care nu crede în promisiunile guvernanților. După meetingul angajaților de la Dacia pentru urgentarea lucrărilor la autostrada Pitești-Sibiu, guvernanții au promis că acest tronson va fi gata în cel mai scurt timp posibil. Până acum însă nu e finalizată nici măcar licitația pentru studiul de fezabilitate. În acest context, Constantin Stroie, președintele Asociației Constructorilor de Automobile din România și vicepreședinte al Consiliului de Administrație de la Dacia, nu este convins că autostrada va fi gata până în 2020. M-am născut cu mult optimism, dar am rămas cu ușoare urme, cu firimituri. Nu cred în promisiunile care se fac că această autostradă Pitești-Sibiu vitală pentru România va fi gata în 2020. Multe investiții din România sunt concentrate în partea de vest a țării. Mi-aș fi dorit ca investițiile să se facă și pe partea de est, dar cum când se face o zi de la Brașov până la graniță sau încă o zi până la destinație? Da, corect, așa este. Dar cum? Aoleu, ai o față, Alex. Da. Să revenim acum la materialul care, așa cum spuneam, mai ai tu ceva înainte? Te rog, te rog. Dacă bani pentru altceva nu sunt, e bine să mai facem un bloc. Bloc nou între pediatrie și stadion. De câteva luni încoace, o macară impunătoare și zeci de muncitori lucrează de zor la ridicarea unui nou imobil. Este vorba despre un bloc de locatari care va avea 7 etaje și 2 demisoluri. Ca amplasare se află situat pe strada Nicolae Dobrin, la aproximativ 500 metri de spitalul de pediatrie sau, dacă urci treptele din apropiere, foarte aproape de stadion. Termenul de finalizare fixat în momentul de față este luna noiembrie anului 2017. Cu alte cuvinte, potențialii clienți care doresc un apartament nou-nouț în zona mai au de așteptat. Nici prețul nu va fi ușor de intuit, va fi cel mai probabil stabilit în funcție de situația pieței imobiliare de peste 2 ani. Iar Dacia dorește locuințe pentru angajați. Uzina Dacia i-a solicitat primăriei Ștefănești avizarea documentației în vederea construirii de locuințe pentru angajați. Compania deține o serie de terenuri în Ștefănești și vrea să le dea o altă utilitate. Investiția va fi făcută pe terenul unei baze sportive. Și acum te rog. Da, vă citeam mai devreme că medicii care au ucis acel copil de 8 ani se întorc la serviciu pentru că au fost găsiți nevinovați de ancheta internă care a fost declanșată de conducerea spitalului din Curtea de Argeș. Reclamați pentru malpraxis, medicii de la Curtea de Argeș revin la serviciu. Ieri, membrii Comisiei de Anchetă Internă de la Spitalul Curtea de Argeș au finalizat cercetarea administrativă privind împrejurările în care, la jumătatea lunii trecute, a decedat micuțul Andrei Turcu de 8 ani și dacă medicilor Sanda Cerna și Tomiță Perju li se poate sau nu imputa ceva în legătură cu moartea copilului. Comisia a decis că cei doi medici nu au nicio vină și, prin urmare, aceștia vor reveni la serviciu. Mi se pare absolut incredibil. După cum precizează colegii de la Argeș Express, este a doua anchetă derulată la spital. Ea a fost dispusă de noul director medical al unității, dr. Marian Hâru, după ce în prima se stabilea că medicii Cerna și Perju au greșit când nu au trimis pacientul la un spital de rang superior. Deși e vorba despre viața unui copil nevinovat, directorul Hâru consideră că diagnosticul la internare a fost corect, că evoluția sub tratament a fost favorabilă și stabilă. Asta a durat până pe 18 aprilie, când starea de sănătate a micuțului s-a degradat brusc, ajungându-se în cele din urmă la deces. Tot directorul Hâru mai susține, investigațiile de laborator nu ar fi putut să aducă elemente noi vis-a-vis de reorientarea diagnosticului spre o altă afecțiune. După părerea noastră, diagnosticul a fost pus corect, iar o radiografie nu cred că ar fi fost relevantă. Din câte ne amintim, la data când s-a produs nenorocirea, mai mulți locuitori din Curtea de Argeș au manifestat în fața Spitalului Municipal, iar medicii legiști care au efectuat autopsia au precizat că dacă ar fi fost adus la Spitalul Județean, copilul ar fi avut șanse să trăiască. Potrivit directorului general al Municipalului din cetatea Basarabilor, Ionela Dăneț, după ce decizia Comisiei Interne va fi redactată, medicii Sanda Cernat și Tomiță Perju, suspendați luna trecută din activitate, se vor întoarce la spital. Rămâne însă ca ei să dea explicații în alte două anchete aflate în derulare, una la Colegiul Medicilor, iar cealaltă la parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș. Totodată a fost și contestată acea amendă de 10.000 de lei care a fost
pe care spitalul a primit-o din partea Direcției de Sănătate Publică Argeș. Absolut incredibil. Rămâi fără cuvinte. Sincer, rămâi fără cuvinte și văd că toată presa este absolut revoltată de acest, de acest rezultat al anchetei interne făcută de, iată, medicii de acolo, de conducerea Spitalului Municipal din Curtea de Argeș. Sincer să fiu, nici nu mă așteptam prea tare să fie găsiți vinovați chiar de colegii cu care lucrează de atâta timp. Hai, mesagerul nostru, dă-ne foița! Mersi, Alex. Da, mersi, Alexandru. Uh-huh. Alexandru Vergea. Mersi. Da. Ei, da. Bine, dacă aveți între 14 și 25 de ani și peste 1,65 m înălțime, te așteptăm la preselecție. Cele 10 finaliste vor concura pentru premiul cel mare, 500 de euro plus o excursie în insulele Madeira. Miss Pitești poți fi chiar tu, despre asta este vorba, și în programul Zilelor Piteștiului, Primăria Pitești organizează concursul Miss Pitești în colaborare cu agenția, cu agenția de modele din Pitești, iar evenimentul se va desfășura în aer liber, în centrul orașului, mai precis în piața Primăriei Pitești. Încearcă-și norocul și exprimă-ți entuziasmul, poate pentru o provocare, pentru provocarea vieții tale. Merită să încerci și să te afirmi. Dacă ai, cum am spus și mai devreme, între 14 și 25 de ani și peste 1,65 m înălțime. Și preselecțiile au loc mâine la, la un hotel din centrul orașului. Chiar dacă este 13, poate vă poartă noroc. Da, corect, așa este. Și sunt curioasă ce este acum de zile de Pitești. Și eu Pitești? Sunt curios. Pitești, Pitești are o lalea. Iu, da. Pitești. Eu de la Pitești este o lalea, într-adevăr. Trecem la curierul zilei? Eu am trecut la top. Ah, ai trecut la top? Eu trec la curierul zilei. Și curierul zilei pe prima pagină are așa: un fost cadru militar a provocat o tragedie la Bascov. Bătrână omorâtă pe marginea străzii. Este materialul de deschidere al colegilor de la curierul zilei. O bătrână a murit, iar alta a ajuns la spital în urma unui accident rutier ce a avut loc ieri dimineață la Bascov. Totul după ce șoferul unui Opel a ajuns cu mașina pe marginea străzii, pe unde femeile se deplasau regulamentar. Conducătorul auto a fost militar, susține că a încercat să evite un tir și a fost nevoit să iasă în decor. Da. Un șofer a făcut prăpăd în intersecția de la DNA, a distrus 5 mașini, probabil s-a emoționat că trece prin fața DNA-ului și a pierdut controlul volanului, a intrat într-o mașină, iar acea mașină a fost ricoșată în alte mașini care erau parcate. Două persoane au primit îngrijiri medicale de la medicii care au sosit la fața locului. Și vă spuneam că toată presa dezbate acel subiect referitor la copilașul de 8 ani care a fost ucis la Curtea de Argeș la spital. Medicii de la Curtea de Argeș au omorât un copil și se vorba smacurată, spun colegii de la Curierul Zilei. Tomiță Perju, Ionela Dăneț, Sanda Cernat sunt pe prima pagină. Sanda Cernat, Ionela Dăneț și Tomiță Perju au fost chemați ieri la audier la Colegiul Medicilor Argeș. Doctorii acuzați de nepăsare de familia Turcu din Corbeni, al cărei copil de 8 ani a murit la mai puțin de 24 de ore de la internarea lui în Spitalul Municipal Curtea de Argeș, au refuzat să dea declarații. Da. Părinții nu au avut puterea să dea ochii cu medicii, ar fi fost culmea. Ieri la Colegiul Medicilor au fost chemați la audier cei trei medici, printre care și directoarea Spitalului Municipal Curtea de Argeș. Dacă primii doi au spus că nu comentează nimic, Ionela Dăneț a sfidat presa, l-a rugat pe șoferul Loganului care o aștepta la ieșire să tragă mașina cât mai aproape de scară ca să poată fugi. Viorel Pătrașcu, purtătorul de cuvânt al Colegiului Medicilor Argeș, a declarat că în urma audierilor, astăzi de la ora 15 au fost invitați părinții acestui copil, dar nu s-au prezentat. Am parcurs doar o etapă dintr-o anchetă care este în curs de derulare. Deocamdată nu vă putem da detalii concrete despre ce se va întâmpla. Așteptăm alte lucruri care să fie ajutătoare pentru a lămuri situația. Mă refer la probleme legate de anatomia patologică. Președintele Colegiului Medicilor din Argeș, Valentin Bănică, susține: noi nu ne putem antepronunța vis-a-vis de acest caz, judecata va avea loc la nivelul comisiei de disciplină și abia după se va finaliza, după ce se va finaliza vom putea să ne pronunțăm asupra rezultatului acestei anchete. Da,
O să vedeți și la noi la Observator astăzi un material referitor la acest rezultat, iată, al anchetei interne făcută de medicii de la Curtea de Argeș. Și, bineînțeles, o să urmărim acest caz. Antena 1 Pitești chiar va urmări acest caz pentru că este de urmărit și vom vedea și rezultatele anchetelor făcute de parchetul de pe lângă judecătoria Curtea de Argeș, dar și ancheta făcută de Colegiul Medicilor. Da. Terminăm cu revista presei? Eu zic să terminăm cu revista presei pentru că avem invitați, da, invitați de marcă și vom discuta despre un eveniment care are loc în această perioadă la noi în Argeș și despre ce este vorba. Vedeți dumneavoastră imediat după publicitate. Antenața! Antenața! Dan Macavei,
elev în clasa a 10-a, Liceul de Artă din Ulipati, Pitești, premiul întâi la Festivalul Lidar Târgoviște, care a fost jurizat de Felicia Filip și Georgeta Stoleriu. Felicitări! Felicitări, felicitări și îți mulțumim că ai avut milă cu geamurile noastre. Nici o problemă. Îți mulțumim mult de tot și mult succes în continuare. Senzațional! Îți mulțumim mult de tot! Cred că v-ați dat seama despre ce este vorba. Vorbim despre concursul Festivalul Național din Ulipati, care se desfășoară în această perioadă, pentru că anul acesta se împlinesc 98 de ani de la nașterea renumitului pianist, compozitor și pedagog român din Ulipati. Festivalul din Ulipati va aduce în atenția publicului atât valorile pianistice și muzicale interpretative ale actului artistic, precum și pe cele componistice din repertoriul marelui artist. Și vom discuta despre festivalul din Ulipati cu invitații noștri de astăzi, doamna Elena Stâlpeanu, director de marketing al Muzeului Județean Argeș, dar și managerul acestui festival, acestui proiect până la urmă. Sărumâna, bine ați venit, doamnă, la noi. Bună dimineața, bine v-am găsit. Și doamna Renati Codreanu, șef catedră pian, Liceu de Artă din Ulipati din Pitești. Sărumâna, bine ați venit pe la noi. Bună dimineața. Pentru prima oară. Pentru prima oară. Dar sperăm că nu pentru ultima. Cu siguranță nu va fi pentru ultima, da. Haideți să vorbim despre acest festival, doamna Stâlpeanu. Dumneavoastră sunteți managerul de proiect, dumneavoastră conduceți acest proiect, acest festival, de 3 ani. Da, suntem la a 3-a ediție. Festivalul se desfășoară în această perioadă, adică astăzi este prima zi în care vom face preselecția candidaților, după cum ați văzut tânărul nostru interpret. Secțiunile de astăzi sunt 3, este vorba de pian, vioară și canto. Urmând ca mâine, toți cei selectați și premianți în principal vor susține concertul final la Casa Memorială din Ulipati. Acest festival a început tocmai din perspectiva casei din Ulipati, pentru că Muzeul Județean are în patrimoniu această casă. Lipati a ales Argeșul. Și atunci, dacă Lipati a ales Argeșul, merită să aibă un festival care să-i poartă numele. Asta vreau să vă întreb, da. Cum de v-ați gândit să faceți acest festival, care este singurul festival național și care are loc în județul nostru? Da, este singurul festival național. Inițial a fost ideea de a promova Casa Lipati, dar la momentul când am început să desfășurăm festivalul, am descoperit acești tineri minunați și am continuat, pentru că în Argeș sunt mici festivaluri, dar un festival național nu s-a desfășurat până în acest moment. Și iată că de la prima ediție, care a fost în anul 2013, unde am avut 25 de candidați, anul trecut au fost 33, iar anul acesta avem 50. 50 de candidați la toate cele 3 secțiuni. Și presupun că din mai multe județe din da, țară. Da, avem deja participanții din Tulcea, sunt deja ajunși la Pitești, la această oră exersează, se pregătesc pentru concurs, pentru că la ora 9 începe concursul la Teatru Davila, la ora 10 începe la altă secțiune, la pian, la casa. Pot de... să participe și cei care se uită în acest moment la noi? Adică pot să vină la ora 9 la teatru? Sigur, sau este deocamdată? Nu este ceva exclusivist. Intrarea este liberă. Pot să vină chiar dacă nu au invitații. Pot să asiste la preselecție. Ziua de astăzi este dedicată preselecției candidaților. Pot să vină la teatru începând cu ora 8:30. Sala este deschisă în sala de spectacole a Teatrului Alexandru Davila. Sunt așteptați pe lângă juriu și participanți și toți cei care iubesc muzica, cei care îl iubesc pe Lipati, dar și la Școala Populară de Arte și Meserii, care este foarte aproape de teatru, în sala de spectacole pentru secțiunea de pian. Sunt așteptați toți doritorii, inclusiv aș dori să vină să-i susțină pe acești candidați, pentru că ei muncesc foarte mult. Cred, sincer să fiu, a fost senzațional ce a făcut mai devreme Dan Macavei. Absolut incredibil. Și dacă toți participanții sunt așa, bine, mă gândesc că aveți un juriu de specialitate care să-i departajeze, pentru că eu unul n-aș fi reușit și aș fi dat la toată lumea dacă toți sunt așa. Și că tot vorbeam de juriu, doamna Codreanu, ce ne puteți spune de juriu? Am înțeles că sunt nume mari anul acesta în juriu. Spre deosebire de edițiile trecute, în anul acesta, cel puțin la secția pe care o reprezint la dumneavoastră, secția de pian, avem 2 nume remarcabile în ceea ce privește pedagogia pianistică, dar și personalități remarcabile
ei înșiși. Este vorba de doamna profesor Gabriela Enășescu, de la Colegiul Național de Muzică din George Enescu din București și totodată și profesor asociat la Universitatea Națională de Muzică din București și domnul lector universitar doctor Toma Popovici de la Universitatea Națională de Muzică din București. Un tânăr, pot să spun, în jur de 35-37 de ani, un tânăr pianist, concertist, care și-a desăvârșit studiile și s-a perfecționat la Boston University, în Statele Unite ale Americii. Și iată, astăzi este profesor al Facultății de Interpretare Instrumentală din Universitatea de Muzică din București. Ne spuneați că la secțiunea dumneavoastră la secțiunea de pian, sunt da, mai multe secțiuni. Există secțiunea de canto clasic, unde unul dintre concurenți este elevul nostru, Dan Macavei. Acolo comisia este alcătuită din profesori de la Liceul de Artă din Ulipati, e vorba de Andra Costea, și de doamna profesoară Clavac Camelia, care este și profesor universitar la Universitatea de Muzică Pitești. Iar de la Liceul Dinu Lipati din București vine doamna Andrei Mihaela. Mai avem secțiunea de vioară. Dacă observați, aceste secțiuni acoperă și o parte din creația componistică a lui Dinu Lipati, de aceea probabil s-au gândit organizatorii să puncteze cele trei compartimente. Iar la secțiunea de vioară, în juriul de anul acesta, figurează concertmaestru filarmonicii din Pitești, Sandu Mădălini, doamna profesoară Moise Roxana de la Liceul de Artă Dinu Lipati și doamna Baltag Elena de la Liceul Colegiul Național George Enescu din București, care este și șefa catedrei de vioară din acest liceu. Mi se pare foarte, foarte interesant și într-adevăr vorbim de un festival național și felicitări pentru că ați făcut, doamnă, acest eveniment care este absolut senzațional, așa cum spuneam. Spuneți-ne cât de important este practic acest festival? Este important pentru că în Argeș vin foarte mulți, s-ar putea să vină și turiști în viitor, dar sigur vin să viziteze Casa Memorială Dinu Lipati. Această casă a intrat în patrimoniul Muzeului Județean Argeș în 1985. Trebuie să spun că festivalul este important pentru că el deja a început să crească, a fost foarte mic la început, dar se pare că juriul a dat greutate acestui festival, iată că au acceptat să vină în juriu oameni la care poate inițial nu am sperat că vor veni și juriu a crescut și performanțele participanților pentru că... Exact cum spuneați, de la 25 cât au fost în primul an, la prima ediție, acum sunt 50 de participanți. Și în doar 3 ani a crescut. În doar 3 ani, numai că trebuie să vorbesc puțin pentru necunoscători. Eu am organizat acest festival, dar nu știam despre ce e vorba, nu sunt de specialitate. Numai că am informat, am găsit oameni foarte deschiși care ne-au ajutat, ne-au îndrumat puțin pașii în organizare și greutatea juriului puțin îi sperie pe candidați. Dar iată că anul acesta sunt 50. Trebuie spus că a crescut și nivelul performanței. Vin copii foarte bine pregătiți și foarte talentați. Cred că am și văzut acest lucru mai devreme și o să mai vedem și la sfârșitul emisiunii, pentru că mai avem o surpriză pentru dumneavoastră. Am beneficiat în organizarea festivalului și de sprijinul Consiliului Județean Argeș. Mulțumim pe această cale conducerii Consiliului Județean Argeș și așteptăm mâine la premiere la Casa Memorială Dinu Lipati. De asemenea, cine dorește să vină și acolo, poate fi vizitată Casa Memorială Dinu Lipati și în alte zile decât în această zi în care avem festivalul. Asta vreau și eu să vă întreb, da. Bine, mai încolo vreau să vă întreb acest lucru. Spuneați că pot să participe la finală, dacă nu mă înșel. La finală, da, la Gala Laureaților. Corect. Avem și noi niște invitații. Spuneați că ni le lăsați ca să le las pentru, poate găsiți persoane foarte interesate. Corect, așa este. Deci cei care vor să participe la finala festivalului Dinu Lipati, ediția a treia,
să fie atenți la Facebook-ul nostru, că imediat după emisiune o să postăm acolo un mic concurs. Avem 4 invitații, a câte 2 persoane. Deci, practic, pentru 8. Nu? Am făcut calcul bine? Da. Da. Deci pentru 8 persoane. Pentru aceste 8 persoane, dacă doresc să participe mâine la gala laureaților din Curtea Muzeului Județean, pleacă un microbus la ora 9. La ora 9 dimineața, da, la ora 9 dimineața. Un număr de 8 locuri pot fi asigurate de către noi, deși transportul poate fi asigurat și atunci... Nu este departe, este în Leordene, acolo este Casa Memorială Dinu Lipati, în Fundățica. În Fundățeanca, așa se numește satul, da, casa de la Fundățeanca, așa o numea Lipati. S-a păstrat, doamnă, această casă, bine, cu ajutorul muzeului până la urmă? Că... Da, Muzeul Județean a organizat o expoziție, o expoziție dedicată lui Dinu Lipati. Este, de fapt, o donație a fratelui. A fratelui lui Dinu Lipati, ambasadorul Valentin Lipati, a ținut foarte mult să rămână ceva și tot ce au avut, au donat Muzeului Județean Argeș și am organizat această expoziție. Puteți vedea fotografii de când Dinu Lipati era un copil și îi se îndrumau primii pași în muzică până la perioada când a devenit celebru și cunoscut pe scenele internaționale. Important este că în această casă memorială avem un pian care i-a aparținut. Asta vreau să, da, și de asta v-am și întrebat dacă s-a păstrat, pentru că știu că sunt obiecte personale, foarte exact, care au aparținut lui Dinu Lipati și sunt convins că sunt foarte mulți oameni care vor să le vadă până la urmă și puțin știau că se află, iată, obiecte personale ale lui. Iată că mâine pianul pe care a cântat Dinu Lipati va prinde din nou viață. Deci va cânta chiar la el. Va cânta, da, este funcțional, este un pian de foarte bună calitate și iată că mâine vor avea ocazia să cânte la același pian la care a cântat Dinu Lipati și poate asta le va aduce un succes cel puțin egal cu al lui Dinu Lipati, dacă nu, noi le dorim chiar mai mult decât atât. Mai este un bust al lui Dinu Lipati, tot acolo. Este un bust care l-a sculptat Ion Irimescu, un bust foarte frumos. Avem o colecție impresionantă de fotografii care îl ilustrează pe Dinu Lipati în diferite ipostaze ale vieții sale, împreună cu familia. Trebuie spus un lucru care este puțin cunoscut. Dinu Lipati era pasionat și de fotografie. A avut chiar un studio personal. Sunt fotografii pe care pot să le vadă cei care vor să viziteze expoziția. Casa. Sunt fotografii originale. Nu există nicio copie acolo. Sunt fotografii originale donate de către familia lui Dinu Lipati. Deci, iată, foarte multe lucruri extrem de interesante până la urmă și vreau să revenim puțin la acest festival. Doamna Codreanu, spuneți-ne până la urmă cât este de greu să particip la un asemenea festival, având în vedere că sunt, iată, cum spunea și dumneavoastră, și juriul care este înfricoșător, dacă vreți, pentru participanți. Da, nu știu cât de înfricoșător pot fi. În fond, acești oameni au fost la rândul lor copii, au pășit pe acest drum, probabil că au făcut sacrificii, deci cred că sunt persoane extrem de deschise care înțeleg ce înseamnă emoțiile, care știu să fie, să se comporte în așa fel. Bine, încât mă refer înfricoșător din punct de vedere al renumelui pe care îl mă gândesc. Eu sper și cred că, de fapt, tocmai acest renume va atrage și mai mulți concurenți. Pentru că așa consider eu, mi se pare că cel mai important lucru este să participi acolo unde știi că sunt anumite personalități ale vieții muzicale românești, personalități marcante, care sunt persoane obiective, cu verticalitate, jurizează extrem de corect, nepărtinitor și bănuiesc că fiecare concurent dorește să afle realitatea la care se situează în momentul respectiv al, să zicem, al vieții, al drumului lor muzical. Deci eu una, dacă aș fi concurentă, aș vrea să mi se spună clar, corect, cam unde mă situez la momentul respectiv. Și atunci sper că și ceilalți sunt în asentimentul
acesta și consideră că este un festival la care trebuie să participe pentru dezvoltarea lor ca personalități muzicale, ca viitor pianist sau ca viitorii muzicieni, la modul general vorbind. Asta vreau să vă întreb, da, pentru că dumneavoastră sunteți profesor, practic, la Liceul de Artă din Ulipati și sunteți în mijlocul copiilor, în mijlocul elevilor, elevi care participă la acest festival. Și mă gândesc că v-au spus sau v-au împărtășit așa din... Bineînțeles că există emoții, numai că eu de obicei le spun, domne, orice faci în viață îți creează emoții, da? Astea trebuie să fie niște emoții constructive pentru voi. Adică, care să vă împingă înainte, nu să vă moleșească încât să nu puteți face față acestui gen de competiții. Trebuie să răzbești, vrei să mergi pe drumul acesta, care nu este un drum ușor, în ciuda ceea ce pare din afară că este o lume extrem de plăcută și minunată, în spate se află ani și ani de muncă asiduă. Vă mulțumim mult pentru că ați venit la Anteneața astăzi și încheiem tot într-un moment muzical, dacă vreți, pentru că alături de noi este și Sandu Ștefan Fadi, elev al Liceului de Artă din Ulipati Pitești, care a luat premiul întâi la Festivalul de Tineret Speranțe Argeșene și va cânta la saxofon. Vom încheia cu Sandu Ștefan Fadi. Noi ne vedem mâine la 7 fix. 7 fix, aici, frumoasă!
dimineața, așa începe viața.